am ajuns la Atena. Tocmai ce am coborât. Imediat acum am coborât, ne-a și luat un domn în primire, ne-a dat la pliante și la tot felul de din astea de să ne săturăm, ne-a dat un card de reducere peste tot. Mi se pare așa un mod foarte decent, modern și eficient de a face turism. Adică te aștepta omul din aeroport și zidea. Asta mi-aduce aminte de Thailanda, unde mi-au așteptat fetițele alea cu carduri SIM pentru telefon. Totul e bine când se termină și când ai cu ceva cu bine. Gata, am venit cu X95 de la aeroport până la piața Sintagma, văzut aici în spatele meu. Pam, pam, pam. Și o luăm pe jos. De ce? Că e foarte frumos. 20 de grade Celsius. A beautiful day to be in Greece. Și încă din stația de metrou, deja se vede că am ajuns la Acropole, unde băieții au pus toate amforele grecești și vasele care să-ți atâțe curiozitatea. Deci, hai sus la Acropole. Și am ieșit de la metrou, spre Acropolis Museum, care ne așteaptă sus pe deal acolo. Se vede un zid de apărare, copaci înfloriți, ceea ce găsim și la noi încă. Și o să mai găsim o perioadă, iar ruinele ne așteaptă. Scumpicică intrarea, adică e 20 de euro dacă vrei să intri doar aici să te urci până sus la Acropole, sau 30 de euro dacă mai ai niște intrări pe lângă, la Arcul lui Adrian, la încă vreo câteva mizerii din astea. Mizerii vechi și de bun gust, da? Să fie clar. Hai sus acum. Văd că băieții încă mai construiesc acolo. Drept urmare, s-ar putea să mai vedem niște schele. Gata, și am ajuns la prima scenă, unde aveau loc dansuri și alte asemenea exemple de natură artistică care se desfășurau în zona din spatele. Multe pietre, foarte multe pietre, nu știu ce să zic despre ele, mai au de aranjat. Aici în față sunt scaunele pentru baștani. Cine avea bani, băga. În rest, să zicem, prostimea prin spate. Se vede clar că astea, scaunele VIP, sunt cu un pic de confort sporit. Și al doilea amfiteatru, cu scena nou făcută. Și bineînțeles, scaunele. Refurbished, redone. Un pic mai sus, Acropole. Se vede într-un fel, imaginați-vă cum era când nu aveam atât de multe case, blocuri în față. Acolo departe se vede și marea, albastru ăla acolo. Ne aflăm aici în fața porții de vest a fortificației și intrăm pe ea pentru a ajunge la Acropole. Ne ajută și soarele că e din spate acum, deci ies imagini frumoase. Templul Atenei, aici, exact la intrare. Frumos, frumos de aici de sus. Și acolo în spate e altarul Atenei, Hygieia și Hygieia. O, piatra asta alunecă într-un mare fel, zici că e gheață. Asta e intrarea monumentală în sanctuarul Acropolis, construit pe marginea de vest a dealului și a fost comandată de către Pericle. Scrie aici. Arhitectul a fost Sicles și așa mai departe, cu ingenioase și inovative soluții arhitecturale. Da, greu, greu să pună coloanele astea acolo sus. Sanctuarul Artemis de aici a cam dispărut, dar băieții lucrează de zor, adică au și macaraua aia de mare forță, au de construit. Știi cum e? E mai rău decât în Cambodgia. Acolo unde în Cambodgia măcar mai erau statuete, dar așa acolo, băi, construiesc băieții și reconstruiesc într-o veselie. Asta e, când mai dă un cutremur, se mai scutură clădirea.
Ce ne spune aici tablița asta e că partea 1 asta a fost terminat de reconstituit în 2004 și au refăcut membrele și entabulaturile care au fost desfăcute și pentru conservare au fost restaurate in situ, în fine, și mai sunt unele bucăți care au fost desfăcute și duse în muzeu ca să fie păstrate, că altfel se stricau. Și bineînțeles că au mai prins cu cleme de titan. Asta e vechiul templu al zeiței Athena și avea înăuntru o statuie de lemn căreia atenienii în timpul festivalurilor îi aduceau daruri. Acum, după cum se vede, nu mai are acoperiș. Mai are acolo la intrare un pic, dar au mutat statuia. Evident. Niciun acoperiș aici. Și văzut dinspre est. Ăsta e panteonul de sus de pe Acropole. Și încă o perspectivă asupra primului anfiteatru pe care l-am văzut astăzi. Și acolo cred că e muzeul cel nou, unde nu ai inclusă intrarea în prețul biletului ăsta. Și așa arată de pe piatra de la bază. Este Areopagus Hill. Aici scrie Biserica lui Dionisos și nu știu ce. Și că pe piatra asta a fost Sfântul Paul când a venit să-i convertească pe atenieni și l-a convertit și pe Sfântul Dionisos al lor, care a devenit și patronul orașului, ceva de genul. Interesant, povești. Interesant. Și ăsta e al doilea loc de pe biletul nostru de astăzi. Palatul Giganților sau Odeon din Agripa Gymnasium. Gimnaziu, tot așa, pietre multe, aruncate, răvășite, împărțite. Sus Acropoleu și pe aici mai sunt niște temple. Pentru cei pasionați de foc, templul lui Hephaistos. Aici, în fața noastră, tot așa, nu se poate intra. Reconstruit pe cât se poate. Cu vedere frumoasă, tot înspre, ați ghicit, Acropole. Asta e interesant cum îți extrage mierea pe loc de la albinele alea. Bine, e totul de commercial. Iar acolo o gelaterie unde sunt niște culori de te doare ficatul și toată lucrătura pe care ai făcut-o la sală. Ce agora romană aici. În deplinătatea splendoriei. Tot așa, multe pietre adunate. Locul în care se strângeau oamenii să ia deciziile în mod roman. Și am luat înghețată din aia, bună, fructul pasiunii și fistic, o, nu știu, o minune. Iar aici, Iulia, avem ciocolata neagră, exact, deci e bună, e bună. Merită, merită. Sanctuarul Ilisos River. Adică niște coloane care au mai rămas în picioare după ce a bătut vântul și a turnat ploaia. Păcat că au rămas numai în picioare. Acolo se vede în dreapta o coloană căzută, săraca, pe jos, bineînțeles, nu uitați după ea pe sus, că n-aveți să vedeți. Da, aia e. Stonehenge-ul de Athena. Bineînțeles, la poalele Acropoleului. În același complex cu sanctuarul ăsta al râului, se găsește, bineînțeles, și poarta lui Hadrian. Aici, în spate. Iar sus, bineînțeles, Acropoleul. Și aici, stadionul primelor jocuri olimpice moderne. Hai să fim totuși realiști. 1896 nu e anul 00 toamna, deci e bine. Câți oameni mai intră aici? Nu spun nici aici. Nu spun, în fine, neinteresant. 5 euro cam mult doar ca să intri să vezi stadionul de acolo, că nu ți-a aduce niciun plus valoare. Adică mai bine îți mănânci 3 înghețate de bani ăștia. Și am ajuns în parculețul de sub Palatul Parlamentului, unde avem țestoase, zici că suntem în Myanmar,
Și pentru prima dată am mai văzut și ceva peștișori mișcând pe aici. Drept urmare, bravo lor, uite, crăpcianii ăia aurii și albi.